este Mihnea, iar astăzi o să gătim în familie. Rețeta de astăzi va fi gugoși umplute cu cremă de ciocolată. Pentru această rețetă ne va trebui cremă de ciocolată, 400 g de ulei, 400 g de lapte, 4 ouă, 60 g de unt, 500 g de făină, 3 ml de extract de vanilie, 4 lingurițe de zahăr, o linguriță de sare și un plic de deodie. Acum spargem ouăle. Acestea sunt găini fără viitor. Acum punem zahărul și sarele. Sarea, de fapt. Da. Amestecăm. Scuzați, am uitat să spargi cirea de ouă, care se încheie în fărnicul. Dificultăți tehnice. Adăugăm lapte. Și apoi de ordine. Amestecăm bine. Inversăm și adăugăm untul cu făina. După aceea adăugăm mixtura. Și amestecăm tot, toate, în același mod. Acum fermentăm. Acum lăsăm aluatul să crească pentru 20 de minute. Acum că a crescut aluatul, este timpul să îl tăiem. Dificultăți tehnice. Sunt un pic de probleme să scoatem. Să luăm bolul acesta din față, deoarece nu se mai vede. Acum este timpul să tăiem. Încet, încet, și acum punem jumătate înapoi în bol. Iar aplatizăm cealaltă, doar un pic. Punem niște făină, deoarece se lipește. Aplatizăm aluatul, iar după aceea folosim un pahar ca să le tăiem. Și vom ne
folosi aluatul din nou ca să facem un pic mai multe. O să continuăm să mai facem alte gogoși. Acum că a rămas aluat în plus, o să vă arătăm ce va ieși din acesta. Acum că este aplatizat, o să tăiem în 4 bucăți separate cu un cuțit. Acum facem găuri în acestea și le înnodăm. Ar trebui să fie exact așa, sau relativ așa. Faceți o mică gaură, iar prin aceasta întoarceți vârful pentru a face un fel de not. Așa facem cu toate, procedăm de fapt cu toate. Iar acestea, cum mi-a spus bunica mea, se numesc minciunele. Acum luăm uleiul și îl lăsăm un pic să se încingă pe tavă. Dar nu prea mult, deoarece dacă o să facă prea mult, o să sară pe noi. Iar acum luăm gogoșile și le punem una câte una. Ne scoatem încet și lăsăm să se scurgă uleiul din ele. După cum ați văzut, a fost un cevețel pus pe fundul bolului ca să absoarbă uleiul. Acum ne punem pe celelalte. După ce s-au răcit 10 minute, tăiem și punem crema de ciocolată înăuntru. Ciocolată. O dăm prin zahăr pudră. Acum îl chem pe fratele meu, deoarece părerea lui contează foarte mult mie. Răuș! Acum! Care-i treaba? Acum? Oh, video. Gustă, Teo. Ai văzut astea? Da. Nice. Ia vreau să știu, deoarece să mai scont două. Să pune fructare de la magazin. Bravo! Mulțumesc! Poftă bună!